Luni, polițiștii de frontieră din cadrul compartimentului Sprijin Operativ al STPF Satu Mare au desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucraineană. Au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Slovacia, la volanul căruia se afla un cetățean maghiar în vârstă de 42 de ani. Existau suspiciuni că acesta transportă țigări de contrabandă și așa a și fost, polițiștii de frontieră găsindu-i în mașină 410 pachete cu țigări ucrainene. Șoferul a fost amendat cu 5.000 de lei, a fost reținută și mașina până la plata amenzii. La rândul lor, polițiștii de frontieră de la sectorul PF Brodina au observat tot luni, în apropierea graniței, mai mulți bărbați care transportau colete voluminoase. Au fost trase și 8 focuri de avertisment, însă în zadar. În zona au fost descoperite 7 colete care conțineau 9.866 de pachete cu țigări, a căror valoare se ridică la suma de 114.500 de lei.